Festivalul Teatrelor Dunărene a ajuns la 16-a ediție, iar anul acesta se va desfășura în perioada 7-12 octombrie. Conducerea teatrului nostru atacă noua ediție a festivalului cu un buget minim, motiv pentru care o parte din atribuțiile ce în mod normal ar trebui abordate de specialiști sunt îndeplinite de personalul teatrului. Avem mai puțin bani, dar zic eu, după cum am gândit acest festival și vreau să vă spun că eu sunt selecționerul și eu mi-asum toate criticile, sunt selecționer pentru că nu avem bani să angajăm un selecționer, minimum 6.000 de lei, care duce până la 15.000 de lei, noi, un selecționer de festival. Anul acesta festivalul va aduce pe scenele giurgiuvene numai puțin de 17 spectacole, la care se adaugă cel puțin 3 lansări de carte, reluarea după 10 ani a Colocviului Național de Dramaturgie, ce de acum va purta numele Mircea Ghițulescu, instituirea trofeului Vili Perveli Nicolov și noutățile nu se opresc aici. Ca și în edițiile trecute, piesele din festival pot fi vizionate gratuit, cu excepția 3 dintre ele la care biletul de intrare trebuie plătit. Deci cele 3 spectacole la care se va intra cu bilet, în prima zi, spectacolul teatrului Notara, spectacol deosebit, Vizitatorul de francezul Eric Emmanuel Smith, cu un mare actor, o legendă a teatrului românesc, Alexandru Repan, cu Mircea Andreescu, Crenguța Riton și Cristian Nicolae. Tot cu plată va fi și premiera de marți seară, Număr pescărușii când vor porci mistreți, cu Ion Haiduc, Alexandru Georgescu, Maria Teslaru și Violeta Teașcă. Ca ultimul spectacol cu bilet de intrare, să închidă festivalul De când te aștept, o piesă bulgărească în cadrul programului nostru dunărean. Cu siguranță că despre ediția 2013 a Festivalului Teatrelor Dunărene se mai pot spune multe, motiv pentru care vă invităm să urmăriți alte noutăți imediat după știri în ediție specială.